Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem și invitatului nostru, Sandor. Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație. Sandor este un tătic cu trei copii frumoși, un bărbat împlinit, dar cea mai mare împlinire cred că provine din faptul că a avut o întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu. Așa este, chiar a fost de gradul zero. Și am dune pus... în povestea ta. Sunt nerăbdătoare să îl văd pe Dumnezeu din, din experiențele pe care tu le-ai avut. eu vin dintr-o familie de maghiari, de mic copil, de câteva ori am fost dus la biserică, la biserica reformată, unde nu am înțeles mare lucru, dar în general bunica mă ducea și am participat la slujbe divine, Chiar dacă n-am înțeles nimic, multe lucruri îi mulțumesc bunicei, cea care m-a învățat tatăl nostru. În maghiară? În maghiară. E evident. mai complicat decât în românește? Nu, e mai complicat, dar în e sinde, limba maghiară, unii spun că va dura o veșnicie ca să. Să învățăm să noi ceilalți. Exact. Și crescând, evident, n-am urmat calea cea bună, pentru că anturajul din familie nu era de așa natură ca să fiu îndrumat spre Hristos. Cu adevărat, nici bunicii mei, nici părinții mei nu-L cunoșteau pe Dumnezeu și cumva a trebuit să cresc singur, ca o plantă mică care crește încet, încet, dar care a primit favor din partea lui Dumnezeu și treptat, treptat, treptat am crescut și am înțeles până la momentul în care m-am întâlnit cu Isus Hristos personal. El a venit la mine, m-a vizitat. Ca și tânăr adolescent am comis o sumedenie de lucruri nepotrivite pe care Isus Hristos mi le-a iertat. Mi le-a iertat 100% pentru că însuși vocea lui am auzit. Într-un moment de disperare am zis, domnei Iisuse, cum ai putut Tu să-mi toate păcatele? Și aud o voce din partea dreaptă, eram în biserică, o voce puternică ca la stadion. O voce cu mulți decibeli, o voce bărbătească, care spunea în felul următor, nu există păcat pe care nu ți-l pot ierta. Mm, cu așa frumos. impact a venit acest cuvânt și din partea dreaptă, așa am auzit. Deci cu autoritate, dar în aceeași timp cu pace. Deci a fost o autoritate divină, cu pace profundă, care nu m-a tulburat, ci mi-a dat o încredere. Deci aceste cuvinte au a fost un nou pilon în viața mea, că într-adevăr, cel rău vine cu șapte, vine. Nu obosește, vine. Dar Dumnezeu, când spune un cuvânt, așa rămâne și omul primește pace. Și am primit pace și mulțumesc lui Dumnezeu. Dar să revină, când am fost adolescent, am făcut multe lucruri, eram capul răutăților și în școală, școala gimnazială și la liceu. Dacă s-a evit o boacăne, o problemă, o situație, eram prezent, eram bifat acolo. șandor, era prezent. Uh, nu făceam lucruri grave, dar uh, pe vremea noastră nu s-a știut de bullying. Noi pentru orice uh, am considerat că este fain, este distractiv, dar uh, cu siguranță am... Uh, jignit, mulți oameni cu siguranță am provocat pentru unii uh, lucruri neplăcute lucruri neplăcute dar în timp ce creșteam și stărneam mine că sunt neîmplinit încet încet am încercat să mă apropii de Dumnezeu, de un Dumnezeu pe care nu-L cunoșteam de un Dumnezeu de care am auzit, dar prea puține informații, prea puține informații Într-o zi, eu și soția mea, pe atunci eram prieteni și am primit un cd de fapt un DVD, pe vremea aceea era la modă DVD-ul, de acolo ne inspiram din filme, de acolo ascultam muzică, deci cine avea un DVD era un lucru mare și am primit un cd cu o predică, cu un set de cântări din Ungaria. Deci înregistrarea era din Ungaria, o biserică penticostală carismatică. Și atunci, și atunci a fost un moment când Dumnezeu a lucrat prin cuvântul Său. Predica pentru mine era prima predică ascultată, prima predică care a detaliat lucrurile lui Dumnezeu pe Iisus Hristos. Personalitatea lui, puterea lui și pentru mine a fost un lucru wow, un lucru nou cu care nu am avut de-a face și m-a marcat profund din clipa aceea, din momentul acela sau mai bine zis, în timpul rostirii cuvântului lui Dumnezeu de pastorul respectiv. Și adevărurile lui Dumnezeu, care ajungeau la urechile mele, au produs un lucru nemai întâlnit până atunci, un lucru de care n-am avut parte. În timp ce pastorul respectiv vorbea, adevărul și fizicul din jurul meu, din cameră, a început să dispară. A început să contureze o altă lume o lume nemai văzută, deci efectiv am văzut cum lucrurile dispar și acum înțeleg, sufletul meu, duhul meu a trebuit să intre în lumea lui Dumnezeu. Deci la un moment dat am perceput veșnicia. Cum spune și Pavel, la mintea omului nu s-au suit urechea, nu le-a auzit Încerc să fiu foarte concret și să vă redau acea realitate de care am avut parte, dar fizicul și ce se putea pipăi a dispărut și a venit o lume uh, infinită. Deci, simțeam și percepeam uh, veșnicia. A fost un lucru uimitor, un lucru șocant. Și nu știam ce se întâmplă. Uh, oriunde mă uitam, era veșnicie. Incumensurabil. În timpul predicii? Predica s-a stins și televizorul s-a dus din peisajul meu. Soția mea era lângă mine. Și ea a dispărut. Deci eu am intrat într-o altă lume. Am fost răpit în duh uh, prea posibil. Pentru că fizic mă gândesc că eram acolo, uh -huh. dar doar cel din dinăuntru, era într-o altă lume. Mai exact în lumea lui Dumnezeu, pentru că în timp ce se derula veșnicia și nu știam ce se întâmplă, un bărbat în alb se apropia spre mine. A venit de la îndepărtare și s-a apropiat și s-a apropiat și s-a apropiat. Și cum se apropia? Am recunoscut am știut, fără să se prezinte, am știut că este Domnul Mântuirii, Isus Hristos în persoană. Fața nu i-am putut vedea pentru că era într-o strălucire așa mare încât chiar dacă mă uitam era degeaba. Deci strălucea mai mult ca și soarele, deci mai puternic, mai intens. Am putut percepe mâinile lui, picioarele. Eu așa mi-aduc aminte că avea sandale. Dar ce era sigur, avea o haină strălucitoare, o haină sclipitoare care emana pace, dragoste, și ulterior spunea soția mea, plângeam ca un copil în hohote, plângeam pentru că atunci s-a întâmplat ceva. Creatura a primit har de la Creatorul să se întâlnească. Și inima mea a fost uh, zguduită, a fost uh, să, se -a, să sară din piept. Și Isus Hristos, uh, fără să-mi vorbească, la început, a început o operațiune și a întins mâinile spre, tora spre torace, m-a despicat. Deci am văzut cum lucrează, deci a lucrat așa la torace, m-a deschis ca un doctor, ca un maestru și avea un bob mic de culoare neagră, așa am perceput, care mi-a pus în pieptul meu. A pus aici, m-a închis, s-a vindecat ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic și simțeam și știam că acea sămânță crește. Și simțeam că sunt un alt om. Simțeam că sunt altcineva. Simțeam că am o altă chemare, un alt drum, o altă gândire. Mă simțeam ca și un unul nou care a fost reparat, înnoit, schimbat total. Și mi-a spus următoarele cuvinte: "Tu de astăzi trebuie să fii un alt om. Trebuie să fii un alt om și să mă slujești." Și clipele acestea, care a durat o veșnicie, așa am perceput, au luat sfârșit. În tot acest timp am avut pace, liniște, și la un moment dat m-am retrezit la realitatea mea fizică. A apărut televizorul, a apărut imaginea, păstorul vorbea, soția mea era acolo, am perceput culorile, am revenit la. Viața normală, dar un alt om, total schimbat. Total schimbat pentru că atunci când Dumnezeu lucrează, El schimbă lucrurile cu adevărat. Când pune Dumnezeu degetul, când pune Isus Hristos mâna, acolo se transformă lucrurile. Ce avem noi de făcut să acceptăm și să trăim ceea ce spune El, ceea ce. Ne îndrumă el și, cum spune el, este cel mai bine. Și schimbarea mea ulterior s-a dovedit a fi foarte reală. O schimbare de care eu însumi am fost uh, uimit. Nu mai veneau în jurături, deci din obișnuința mea, din cotidian, pentru că, din păcate, și ungurii în jură. Și sunt campioni la înjurat și asta nu e bine. Dar înjurăturile mele au încetat involuntar, brusc nu mai venea. Brusc. Din de a moment. doua zi. Pentru că asta s-a petrecut după masa. Această întâlnire cu Isus Hristos. Ai împărtășit seara. atunci cu săția ta? Nu. nu. Nu există nimic ce ai trăit. Mi-am ținut pentru mine. Nu știu, mult timp. Deci a fost așa o atât de personal încât. Mi-am păstrat doar pentru mine, dar efectele și rezultatele uh, au fost foarte vizi vizibile și foarte palpabile. Am citat jurăturile, lucrurile murdare din viața mea, tot ce era necurat și ne locul ei și scârbos înaintea lui Dumnezeu, le-am aruncat. Toate CD-urile mele le-am zgâriat, le-am aruncat. Am făcut curată în cameră, de la postere, de la CD-uri, de la așa zis icoane, de la bibelouri indecente, chiar de ale părinților. Am aruncat lucruri pentru că simțeam și știam, și n-am mai putut suferi păcatul trăia altceva în mine. Acea sămânță care a fost plantată în mine creștea și creștea și se dezvolta. Colegii întrebau, Alex, ce e cu tine? Ești schimbat, ce s-a întâmplat? Ai fost la pocăiți? Zic, nu, dar ce s-a întâmplat? Și evident, la oameni am explicat în scurte cuvinte. M-am întâlnit cu Isus Hristos. Le-ai spus așa direct? Da, unii era, au înțeles, era adevărul. Unii au înțeles uh, și au zis felicitări, ne bucurăm, pentru că într-adevăr vedem o schimbare mare în tine și e bine așa cum ești. Unii au zis ne dorim și noi, dar nu putem. Alții îmi bat jocoră, alții au râs, alții au spus că ai nebunit, Dar... Uh, Realitatea care am trăit-o și care este cel mai mare pilon al vieții mele, această întâlnire reală uh, care m-a schimbat, uh, nașterea copiilor, căsnicia, lucrurile frumoase în viață, n-au reușit să treacă peste aceste sentimente, și această bucurie profundă care poate trăi omul cu Creatorul. Pentru că el ne cunoaște în profunzime, până în măduvă, până în celule. Este un Dumnezeu minunat și mulțumesc lui că mi-a făcut parte de acest har. Un har extraordinar pe care nu l-am meritat, l-am primit. Mă gândesc că Isus Hristos a trebuit să vină la mine pentru că eu am fost omul care nu s-a putut convinge ușor, deci eram mereu capul răutăților mereu eram cu un minut jumate înaintea oamenilor ceilalți și probabil că așa a găsit el de cale el personal. În această experiență supranaturală, cum o interpretezi tu toată operația aceea, sămânța aceea plasată în inima ta? Cu siguranță acea sămânță o mai am și acum ce crezi că e? Credință? Credință. În același timp, pentru mine a fost o naștere din nou. O naștere din nou care au confirmat și alții. Evident, credința. Faptele bune care sunt pregătite pentru noi, în care trebuie să umblăm. Deci Dumnezeu orchestrează viața omului foarte frumos. Noi să avem ochi și urechi ca să ca să facem ceea ce, să auzim șoapta în Duhul lui. Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu este prezent în viețile oamenilor. Doar este necesar să ne facem timp ca să auzim și să exersăm ca, ca să auzim vocea Lui. Pentru că în acest cotidian, în în timpul nostru când ne uităm la ceas, avem ceas în telefon, ceas pe perete, ceas alergăm și fugim, dar rostul nostru în viață este să-l căutăm și să-l găsim pe Dumnezeu suntem chemați la dragoste la iubire, la compasiune nu la religiozitate Correct. nu la lucruri exagerate, să fim echilibrați, cumpătați creștinului stă bine să fie smerit, să iubească, să se jertfească, pentru că asta este menirea omului, să fie iubit și să iubească. Spunem când ai împărtășit cu soția ta și când ați făcut un pas următor în credința voastră? Ea vine din familie de pocăiți. Doar eu am fost ancora cea grea pentru ea, care am tras-o înapoi. Cum spuneam la liceu, ne-am cunoscut, ne-am îndrăgostit. Era o dragoste adevărată care s-a văzut în ochii noștri și când am devenit prieteni, m-am uitat în ochii ei, cred că după două săptămâni. Și am spus, tu o să fii soția mea. Și ea a zâmbit larg și cumva râs de mine, dar nu m-am supărat pentru că sentimentul care venea din mine a fost unul sincer și știam că nu sunt alte variante. Și am crescut împreună, am hotărât împreună ca să-L ca să urmăm pe Iisus Hristos. Cumnatul meu, fratele soției, e pastor, a văzut că sunt ceva scânteie în noi. El nu știa de mărturia mea, eu mi-am ținut-o pentru mine, nici soția mea nu a știut. Dar au fost rezultatele pozitive care dădeau semne pozitive. Am fost chemați la o slujbă divină într-o comună, Otelec, unde deja ne-am pus problema de botez problema era pentru noi, pentru că era o luptă, pentru că omul când hotărăște ceva bun, ceva original, care a lăsat Dumnezeu cel rău, diavolul uneltește și lucrează cu orice unealtă împotriva ta. Și o soră dragă ne-a spus, voi când vă botezați? Nu știm. Cum adică nu știți? Păi nu vă botezați, deja veniți la biserică, participați, sunteți doi tineri frumoși, cum nu știți? Păi nu știm când o să ne pregătim și ne-a clarificat repede. Voi niciodată nu puteți să vă pregătiți pentru acesta. Voi veniți așa cum sunteți la picioarele Domnului Isus Hristos, faceți acest act, mărturisirea credinței și El vă va binecuvânta în continuare. Și atunci ni s-a luat mahrama de pe ochi, Așa este, ce să ne antrenăm noi, ce putem noi să facem când Dumnezeu ne cunoaște și am luat hotărârea și nu după multă vreme, în septembrie, în octombrie, am intrat în apa botezului amândoi împreună și am fost foarte fericiți. Am simțit că încă o piatră a căzut de pe inimile noastre. Erați căsătoriți atunci? Da, eram căsătoriți, eram căsătoriți. Am așteptat cu nerăbdare și uh, ziua anunții pentru că eram conștienți că înainte de nuntă n-am fost cum trebuie, nu am urmat pașii lui Dumnezeu și cu nerăbdare în 2008 ne-am căsătorit și ne-am bucurat foarte mult. În seara anunții am stat unul lângă celălalt și ne-am bucurat și eram liberi cu adevărat, și în sfârșit, în sfârșit am făcut uh, toți pașii majori care cere Dumnezeu să fim curați, să fim așa cum trebuie înaintea lui Dumnezeu. Și a fost excepțional, excepțional. Și nunta era, o, era un lucru de care uh, simțeam această povară cât mai repede. Să ne căsătorim, să fim bine, să fim ok în ochii lui Dumnezeu. Și da, soția mea dintotdeauna a fost un sprijin mare pentru mine. Deci la început eu eram ancora care o trăgeam în jos și acum eram cumva și colacul de salvare pentru ea. Ca să mergem împreună, să frecventăm biserica, să facem lucrurile bine, eram nelipsiți de la templu, eram nelipsiți de la biserică. Marți, joi, duminica și participam. Și era foarte frumos, era foarte frumos. Lucrurile au evoluat binecuvântarea lui Dumnezeu, am văzut în multe chip și fel. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu trei copii, trei copii minunați, fiecare uh, altfel, e altfel unic. Și nu este ușor, este frumos, dar nu este ușor să fii părinte fiecare copil să crești după modelul lui, după principiile lui să fii tată, să fii mamă, să fii prieten, să fii ajutor, să fii și aspru, să fii și dragoste, dar toate astea, Dumnezeu le leagă într o armonie perfectă. Primul copil ne-a învățat să fim părinți, cu al doilea era mai ușor, cu al treilea este ok. De cu, deja. Cu, cu pro... merg din ce în ce mai da, bine. Cu provocări cu, cu multe lucruri, cu multe lucruri. Spune, unde ești acum în relația ta cu Dumnezeu? Ce lucrează el la tine acum? Dumnezeu are mult de lucrat cu mine. Cu toți te asigur. Are mult de lucrat cu mine. Dar uh, sunt într-o etapă în care am înțeles. În principal, și uh, un punct foarte important în viața mea: ce am văzut la alții, ce am văzut la mine și nu mi-a plăcut. N-am fost liber în Hristos. Foarte mulți își trăiesc viețile, mă refer la credincioși, și nu au libertate în Hristos. Pentru mine asta a fost un lucru foarte important: să fiu liber în Hristos. Să înțeleg ce vrea Dumnezeu, să înțeleg scriptura, să nu interpretez altfel, să nu mă duc după capul meu, să nu-mi construiesc legile mele, hotarele mele, încăpățânările mele, ci să am o privire și o perspectivă liberă în Domnul, în Domnul Isus Hristos, prin Domnul Isus Hristos, și treptat Dumnezeu lucrează nu e bine să fii religios. Nu e bine să te mustră conștiința dacă n-ai ajuns la biserică din motive întemeiate. E bine să avem acea libertate să pricepem că Dumnezeu e înțelept, Dumnezeu e dragoste și noi să nu exagerăm cu lucrurile, pentru că râvna este mare, dar de multe ori neputințele noastre împiedică acest lucru. Dar conștiința noastră bine echilibrată de Dumnezeu este, este un lucru de dorit, care trebuie să ni cerem, să perseverăm în aceste lucruri și, evident, Dumnezeu, prin harul său, zic, frații, că mă folosește și în biserică la îndemn de rugăciune, m-au votat ca și ușier și am acceptat această provocare. Pentru Înseamnă că, că zâmbești frumos. E posibil. E posibil. Pentru că de multe ori venim cu copiii la biserică și îmbrăcatul, pregătirea și toate aceste lucruri din când în când ne mai iau din pace. Și atunci mergem la laudă și închinare și pe drum trebuie să te restaurezi, să așezi lucrurile, să te împaci cu copiii, cu lucrurile și să ducem dragostea lui Dumnezeu. Să mergem cu Dumnezeu, pentru că, cum spuneam și fraților, noi mergem cu Dumnezeu la biserică. Noi nu mergem la biserică și să ne întâlnim cu Dumnezeu. Evident, ne întâlnim cu Dumnezeu, dar în cotidianul nostru. Ori de câte ori aveți posibilitatea să vă rugați, să vă rugați, uh, nu să bolborosim, nu să repetăm uh -huh. cuvinte. Soția mea se roagă pentru mine mult și am zis să te mai rogi pentru mine. Și i-am spunea, dar m-am rugat, eu acum nu mai știu ce să mă mai rog, nu pot să repet același lucru. Deci este foarte important să avem o deschidere naturală. Dumnezeu ne aude în clipele uh -huh. acestea, Dumnezeu știe și nu este nevoie să repetăm Domnului. Cel care a creat urechea, oare nu aude? Corect. Așa este. Alex, suntem la finalul acestei emisiuni și mă bucur că ți-ai făcut curajul în primul rând să da. vii să împărtășești experiența ta atât de profundă cu Dumnezeu și începutul pe care l-ai avut cu El. Și e clar că nu noi suntem cei care generăm experiențele astea, chiar oricât de mult ne-am dorit experiențe. Sunt întâlniri pe care Dumnezeu le planifică și le are în viața noastră. Iar tu ai avut harul unei astfel da. de întâlniri transformatoare. Așa este. Transformarea mea uh, se datorează în exclusivitate lui Dumnezeu și sunt recunoscător uh, în viața aceasta și în viața care va urma, veșnicia ne așteaptă pe toți mm -hmm. lumea lui Dumnezeu este o lume reală de-a lungul anilor am avut și alte experiențe și cu lumea angelică și cu Dumnezeu și cu lucruri mai neplăcute cu lumea de, de sub pământ dar doresc să rămân în tonul acesta a bucuriei că Isus Hristos cheamă pe fiecare, doar noi să auzim vocea Lui, chemările noastre sunt diferite, unice, ca și amprenta noastră uh -huh. unică, iar doresc tuturor să experimenteze bunătatea Lui Dumnezeu și dacă El bate la ușa inimii, nici de cum, uh -huh. nici de cum să nu ezităm să deschidem pentru că Mântuitorul nostru este real, este pipăibil este bun, este iubitor și cuvintele noastre nu sunt de ajuns ca să-l descriem foarte El frumos. este creatorul Foarte frumos! Alex, poți să-mi zici în maghiară Dumnezeu te iubește? Isten seret Isten seret, Isten seret. Da. <laughs> Mulțumesc foarte mult și fie ca mesajul acesta în orice limbă în maghiară în românește să ajungă la inimile tuturor celor care ne-au urmărit Fiți binecuvântați!